Armata ucraineană ar fi trecut granița în Rusia în incursiunea lor în soldații ruși și ar fi reușit să captureze trei state după trecerea frontierei în regiunea Kursk, dar și luarea de prizonieri uh, ruși. Prin această acțiune, trupele ucrainene ar fi reușit astfel să pună un punct, punct, punct de sprijin în zona de frontieră. <fri> În condițiile în care unitățile forțelor armate ucrainene ar fi ocupat trei sate, acestea ar mai desfășura lupte și pentru alte două așezări aflate în regiunea de graniță Kursk. Ministerul Apărării al Federației Ruse și Serviciul Federal de Securitate Rus au declarat că polițiștii de frontieră ruși și ofițerii FSB ar fi respins mai multe raiduri efectuate de forțele armate ale Ucrainei, echipate cu tancuri și vehicule blindate, fiind vorba de o unitate de dimensiunea unui batalion. Pe de altă parte, declarațiile autorităților locale în Federația Rusă contrazic rapoartele Ministerului Rus al Apărării și al FSB, guvernatorul interimar al oblastului Kursk și mai mulți soldați ai armatei ruse au declarat că luptele continuă în zonele de frontieră din două districte. În total, până la 400 de militari ai forțelor armate ucrainene ar fi invadat teritoriul regiunii Kursk, iar până la 2000 de militari suplimentari sunt concentrați de-a lungul graniței. Sursele ruse au susținut că forțele ucrainene au atacat din două direcții, iar ceea ce se întâmplă în regiunea Kursk cât demonstrează că această operațiune ar fi fost pusă la cale de ucraineni de mai mult timp. În același timp, ofensiva în această zonă poate continua cel puțin pentru câteva zile, mai ales pe fondul unei concentrări semnificative a forțelor ucrainene în zona de frontieră. În aceste condiții, forțele armate ucrainene par a continua să avanseze în teritoriul rusesc, spre un oraș deja evacuat, în care unul dintre scopuri ar putea fi distrugerea stației de măsurare a gazelor din localitate. Dronele ucrainene ar fi lovit deja de două ori în zona de frontieră, conform guvernatorului interimar al regiunii, iar patru rachete și alte trei drone ale forțelor armate ucrainene ar fi fost doborâte. Numărul total al victimelor ca urmare a atacurilor forțelor armate ucrainene asupra regiunii Kursk ar fi crescut la 28 de persoane. Autoritățile ruse consideră că forțele armate ucrainene ar urmări două obiective. Primul ar fi să obțină un cap de pod în satele mai apropiate din centrul regional, iar al doilea să încerce să pătrundă spre centrala nucleară Curceatov.